Stimați telespectatori, iată, revenim așa cum am promis la partea a doua acestei ediții speciale prin care v-am propus o întâlnire cu producătorii și, să spunem așa, autorii morali ai Festivalului Internațional de Film de la Brașov. Aflat, cum am spus, la început de drum și tocmai de aceea ne simțim datori să fim alături și să promovăm nu numai ideea filmului în Brașov și nu numai calitatea de a viziona filme artistice, ci să promovăm și toate celelalte evenimente care fac parte din programul festivalului și care pot fi extrem de importante pentru toți cei care vor să își construiască o carieră în domeniu. Așadar, continuăm discuția cu domnișoara Daria Trifu, cu domnișoara Denisa Barvon și cu domnul Bruno Pischiuta despre calendarul punctual al acestui eveniment care, iată, deși se va desfășura în septembrie acest festival de film, programul său, manifestările, încep de acum. Prin urmare, spuneți-ne în câteva cuvinte aceste workshop-uri pe care le organizați și la care tinerii se pot înscrie de acum. Povestiți-ne în câteva cuvinte pe ce tematici sunt organizate, care este în mod concret scopul lor și ce trebuie să facă cei interesați, mai mult sau mai puțin tineri, pentru a participa la ele. Într-adevăr, aceste workshop-uri au loc în aceeași perioadă a festivalului de film, în cursul dimineții și după amiezii, deci de pe 4 pe 14 septembrie, la Centrul Cultural Reduta, vor avea loc între 11 dimineața și ora 14-15 după amiaza, zilnic. Sunt predate de către Bruno și se adresează temelor, subiectelor principale, actorie, regie, producție de filme și scenariu. Iar de ce este important ca publicul brașovean să cunoască de existența workshop-urilor, sunt în al treilea an anul acesta, este pentru că înscrierile pentru participare sunt deschise numai până în 30 mai. Deci, dacă de ce? Dacă workshop-ul se desfășoară în septembrie, să precizați pentru telespectatori de ce se fac înscrierile doar până în data de 30 mai. Este pur și simplu din punct de vedere logistic pentru noi. Deci așa a fost decis programul anual, pentru că avem și noi nevoie de pregătirea studenților anterior, avem nevoie de comitetul nostru să decidem cei care vor fi acceptați să participe, deci sunt mai multe etape până programul în sine începe. Deci cine dorește să se înscrie, cine dorește să intre în domeniu, să cunoască domeniul filmului și cu ideea de a intra în domeniul filmului, este invitat să se înscrie acum și până în finalul lunii mai. Pur și simplu prin site-ul nostru sunt toate informațiile disponibile pe rollywood.org. Și din câte am văzut, din aceste pliante de promovare, există și concursuri în cadrul festivalului? Există. Și un punct important de menționat este că aceste cursuri de film sunt absolut gratis pentru talent, pentru studenți. Deci nu există niciun cost. Cursul de contest. Și participarea la concurs. Concursul se referă mai mult în legătură cu festivalul. Deci Denisa a câștigat concursul în 2013. Unul dintre premiile câștigate a fost 1500 de euro. Iar ea a devenit imaginea festivalului 2013. Tot ce cuprinde publicitatea internațională și națională. Anul acesta căutăm trei tinere care vor deveni imaginile festivalului. Trebuie să fie din județul Brașov. Și înscrierile pentru concurs sunt deschise până pe data de 15 iunie. Tot la fel, înscriere simplă, dacă persoanele sunt minore, cu acordul părinților, prin e-mail, informația este pe site.
Da, asta, acesta mi se pare un alt aspect inedit al festivalului, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, dincolo de toate aceste avantaje sau beneficii, să spunem, materiale pe care festivalul le poate aduce în timp, aceste avantaje oferite tuturor tinerilor, această șansă de a-și construi o lume, o carieră în lumea filmului, cred că face mai mult decât orice altceva. Iar ideea de a găsi, iată, trei brașovence care să reprezinte pe parcursul anului imaginea festivalului respectiv, mi se pare o idee salutară, absolut. Poate că ar trebui să spunem ceva. The daily pay of the people when they are inside with us. Maybe. If you like, sure. Yeah. I think it's important. Alta activitate pe care avem două minute despre ea este Agenția de Talente. Agenția de Talente care reprezintă la ora actuală numai 26 de actori. Aici agenția este pentru actori numai. Din care peste jumătate sunt actori internaționali din America, din alte țări. Deci sunt numai în jur de 12-15, nici atâta, tineri din România care au semnat contract cu agenția noastră. Nu numai că nici agenția nu costă nimic talentului, însă ei sunt plătiți cel mai puțin, depinde de contract, 75 de euro pe zi și merge până în 300 de euro pe zi, precum Denisa. Iar zilele consistă în photoshoot sau zile de producție de film, câteodată înseamnă două ore lucrătoare într-o zi. Iar cum am făcut cu Denisa, spre exemplu, și vor urma și alți actori, depinzând de succesul pe care actorul respectiv îl are într-un an, anul următor plata zilnică se poate crește. În cazul ei, anul trecut a avut 150 de euro, anul acesta face 300 de euro pe zi de lucru. Vedeți, este incredibil ce spuneam și mai devreme. Absolut fantastic să poți, dintr-o pasiune, dintr-un hobby pe care îl ai, să câștigi și bani. Ce poate fi mai important decât atât? Modem, pasiune este profesion. Dar înainte de pasiune este profesionalism. The money part is important. Partea cu banii este foarte importantă. It's important like in the career of a lawyer. La fel ca și în cariera unui avocat, spre exemplu, sau unui profesor. Pot eu să dezvolt. Pot să dezvolt, după cum ați spus, că e mai mult decât partea materială, pentru că după ce am câștigat concursul, evident au fost banii, au fost și rolul oferit și așa mai departe, dar a fost fiecare noapte a festivalului pe care am prezentat-o împreună cu Bruno Bischiuta. Și pe lângă faptul că am fost plătită 150 de euro, cum am avut atunci, conform contractului, a fost ideea de a cunoaște oameni, de a fi acolo, pe o scenă, de a evolua. Da, dar cred că sunteți de acord cu mine că totul pornește de la pasiune. Profesionalismul este fără îndoială esențial în orice domeniu, dar primul imbold care ne poate duce spre profesionalism este pasiunea. Sunteți de acord cu mine? Absolut. Pasiunea și perseverența. Și perseverența. Dacă îmi îngăduiți, nu pot să nu împărtășesc o experiență interesantă pe care am avut-o la un festival de dramaturgie contemporană desfășurat anii trecuți aici și la Brașov, în care domnul Eric Emanuel Schmidt, autorul piesei Variațiuni enigmatice, a fost întrebat într-o conferință de presă ce părere are sau cum definește dânsul talentul, harul pentru ceva anume. Și dânsul a spus așa, zice, eu consider, pentru că scrisese piesa aceea absolut senzațională, care s-a jucat ani de zile cu casa închisă și a fost îndrăgită de către toți spectatorii necondiționat, iar dânsul nu este dramaturg neapărat, să zicem, care să fi studiat sau care să fi făcut, să fi scris aceste piese în virtutea
unei etape de instruire în domeniul respectiv. Și dânsul a spus așa, zice, eu consider că talent înseamnă să știi să faci un lucru fără să fii învățat să faci lucrul ăla. Tot legat de programul festivalului, să mai subliniem un lucru, cel puțin din punctul meu de vedere. Am asistat în decursul timpului la foarte multe evenimente de acest gen, poate chiar petrecute și în lumea teatrului, dar cred că un element sau, să fiu mai sincer, un minus comun pe care toate aceste evenimente îl au este acela că, de exemplu, se face un festival de teatru, da? Participă actori sau, știu, regizori, scenografi sau realizatori din lumea teatrului, dar destul de puțini. În lumea filmului, la evenimentele pe care le-am mai întâlnit până acum, lucrul acesta este mai, aspectul acesta este mai prezent. Se prezintă filmele respective, dar din păcate realizatorii, vedetele din lumea respectivă nu apar neapărat la festival. Ceea ce am văzut la noastră și în edițiile trecute și în ceea ce vă propuneți pentru această ediție, că aduceți foarte mulți realizatori importanți de film din lume la Brașov, ceea ce cred că e mare lucru. Avem filme deosebite la festival. Avem filme nu numai din Hollywood, studiouri Hollywood, ceea ce include mari actori, stars, movie stars, regizor stars, producător stars, și filme internaționale din diferite părți și țări ale lumii. Iar interesul nostru, după cum am spus anterior, este de a atrage aici aceste personalități pentru a promova nu numai evenimentul, orașul Brașov ca centru internațional de producție de filme și de festival, de premiere, în unele cazuri de premiere europeană a unor filme mari. Și asta implică, într-adevăr, și participarea personalităților care au filmele în competiție. Este interesul lor de a participa și de a fi în contact cu comunitatea locală și de a beneficia de lumea media, de comunitatea presei și a mediei internaționale care participă și pot să intervievieze și să-i promoveze. Cred că pot să spunem de asemenea că avem 9 filme în competiție and 9 awards. Și 9 premii. And no film. Niciun film can get 2 awards. Nu poate să ia 2 premii. So basically every film gets an award. Așadar fiecare film va primi un premiu. So to be accepted as film in competition. Așadar, pentru a fi acceptat în această competiție a filmului, este garantat un premiu. Așadar, vedetele nu au niciun motiv pentru a nu veni aici la Brașov, pentru că oricum se va câștiga un premiu pentru acel film. Dar eu cred că și atmosfera festivalului este alta atunci când proiecția unui film de succes care nu bucură și umple sufletele spectatorilor este dublată și de prezența autorilor săi. Da, este foarte important pentru că publicul, una este să observi un film minunat pe marele ecran și să ai plăcerea unei serate frumoase, de festive, și este un benefit în plus de a vedea de pe marele ecran acea personalitate față în față cu tine, de a cunoaște, de a avea posibilitatea de a interacționa cu aceste personalități. Da, este foarte adevărat lucrul acesta, dar pentru că domnul Bruno a pomenit ceva despre filmele prezente la această ediție, puteți să dezvăluiți acum ceva din programul proiecțiilor sau ele sunt încă surpriză? Încă primim filme din India, din Grecia, din America, din diferite părți ale lumii.
dar ar fi lipsă de fair play să spunem anumite nume. Pentru că există un juriu în festival compus din 5 oameni. Și pe 8 august vă vom anunța ce filme au fost alese. Suntem încă în perioada selectării, de aceea, și înscrierile continuă pentru festival până în finalul lunii mai. Deci nu ar fi corect nici măcar să menționăm titlul ale filmelor care poate vor fi în festival, poate nu. Însă, cum a spus, pe 7 august vom avea o conferință de presă la Brașov în care vom prezenta câștigătoarele concursului imaginile festivalului, lista filmelor și juriul festivalului. Eu nu pot în această situație decât să mă bucur, stimați telespectatori, pentru că am anticipat și iată, sper că suntem primii care am prezentat acest eveniment care va avea loc la Brașov. Motiv pentru care, bineînțeles că vă mulțumesc și v-aș întreba chiar acum, pe când ne întâlnim la o altă emisiune cu alte noutăți concrete despre eveniment? Revenim în luna iulie și în luna iulie vom putea să dezvăluim mult mai multe detalii despre evenimentele anului acesta. Pentru că mai avem 2-3 minuțele la dispoziție, aș vrea să aducem în discuție un alt aspect care ține de felul în care este receptat filmul. Până la această dezvoltare extraordinară a mijloacelor de comunicare, media și în mod special a netului, vizionarea unui film impunea de cele mai multe ori prezența în sala de cinematograf și o receptare atentă a filmului, o decuplare de activitățile cotidiene și ne lăsam în timpul ăsta ca și spectatori purtați realmente de filmul respectiv. Din păcate, în ziua de astăzi, când avem atât de multe canale de televiziune și avem posibilitatea de a descărca de pe net orice film, cred că felul în care îl receptăm nu mai este la fel de atent sau de respectuos. În sensul că punem un film, îl oprim ca să dăm un telefon, ne uităm la televizor și când e ceva mai interesant, intră publicitatea. Sau se întâmplă tot felul de lucruri de genul acesta, care poate știrbesc din calitatea recepției unui produs artistic înainte de toate. Și atunci acest festival internațional de film care ne cheamă din nou să ne detașăm și ne invită să ne detașăm, să renunțăm la toate activitățile cotidiene preț de 2 ceasuri. Să ne întoarcem în sala de cinema și să vizionăm împreună un film este cu siguranță, cum am spus și mai devreme, o sărbătoare și un aspect al invitației pe care noi o facem telespectatorilor. Aceea de a ne întoarce prin intermediul festivalului de film în sala de cinematograf, acolo unde filmul trebuie să fie prezentat și unde îi șade lui bine, ca să spun așa, să fie rulat. The film is presented, is chosen before, so if it is a comedy, will be a very good comedy. Filmul este ales înainte. Dacă este o comedie, să fie o comedie bună. Dacă este o dramă, să fie o dramă bună. Așadar, este prezentat. And I can say it's one of the best possible way. Și cred că una dintre cele mai bune căi de a vedea un film bun este de a merge la acest festival. Acest festival, stimați spectatori, ale cărui proiecții și manifestări se vor desfășura în mare parte în perioada 4-14 septembrie, dar festival care este precedat, așa după cum a spus și domnișoara Daria, de alte evenimente, nu? De un concurs, de această înscriere a tinerilor și de alegerea celor 3 fete brașovence care vor fi imaginea
ediției 2014 a festivalului. Și care vor apărea pe afișul oficial al festivalului, afiș care va rămâne acolo în istoria, înscris în istoria filmului, precum cel de anul trecut care a fost prezentat Denisa aici. Iar, într-adevăr, alte activități, deci acest festival anul acesta va fi la Reduta, va avea loc, unde vom îmbrăca festiv Centrul Cultural Reduta, Carpetă Roșie, și unde nu este numai participarea publicului timp de 2 ore la festival, există și înainte și după petreceri și întâlniri de socializare. Spre exemplu, avem Old Firm pe Firșăr, care este clubul oficial al festivalului și unde toți participanții vor fi invitați la discuții înainte și după încheierea ecranizărilor. Așadar, domnișoarelor, chiar și doamnelor, nu ratați această ocazie de a fi imaginea unui festival de film internațional la Brașov și de a rămâne, cum spuneau și producătorii evenimentului, în istoria cinematografiei prin acest eveniment. Cred că trebuie să vorbim un pic și despre sponsor, pentru că și ei sunt importanți. Aș vorbi de sponsor din punct de vedere al comunității, pentru că normal este important ca publicul să participe și asta înseamnă succes al evenimentului și este important ca sponsorii din zona noastră să participe și ei să suporte acest eveniment, să garanteze că va avea viață în continuare. Precum printre sponsorii noștri se află și NISA, îmbrăcămintea noastră a fost minunată și anul trecut și anul acesta în continuare. Am menționat Times Pub și Old Firm, cluburile oficiale ale festivalului de anul acesta, precum și Centrul Medical Hiperdia. Există alți anumiți sponsori și parteneri al festivalului care sunt foarte importanți pentru activitățile acestui eveniment. În plus, eu cred că este și o chestiune care ține de mentalitate. Chiar dacă acest eveniment își propune, după cum dumneavoastră ați precizat, să se autofinanțeze, prezența sponsorilor este importantă pentru că evenimentele culturale ar trebui sponsorizate, susținute mult mai bine, mult mai des, cred eu, de către oamenii care, mă rog, au bani și care au resurse financiare pentru a sprijini realele evenimente culturale petrecute în oraș. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Noi vă mulțumim, a fost chiar o deosebită plăcere. Pentru noi de asemenea și, stimați telespectatori, vă dăm de pe acum întâlnire și la Festivalul Internațional de Film desfășurat în luna septembrie la Brașov, dar și la toate celelalte emisiuni pe care până atunci le vom realiza împreună pentru promovarea acestui real eveniment cinematografic la Brașov. Până atunci, toate cele bune și să ținem aproape!